educație. Tatăl care de la maestru Marcel Mureș, ne duram de când anul trecut tot aici s-a întâmplat, ca să ne vedem prima oară și să punem la cale spectacolul în camera de alături. Și a trebuit să-i, deși el era îndrăgostit de meseria noastră, văzuse niște spectacole la Craiova, a avut o intuiție excepțională și, nu știu, ca un miracol a înțeles subtilitățile artei fără să fi văzut cine știe ce. Adică, pentru noi a fost absolut excepțional, pentru că după spectacolul pe care l-am avut, deja știa despre ce este vorba și cam cum ne mișcăm în acest domeniu. Și fiind deja îndrăgostit de atunci, un an înainte, a îndrăznit să pună chestia asta, să vină și să se... El să se atașeze nouă, noi să ne atașăm, nu știu cum a fost și lucrul ăsta. Dar am petrecut o seară întreagă încercând să-i mai spunem din lucrurile pe care probabil nu le știam. Era la început destul de speriat pentru că nu știa dacă o să ne putem omogeniza, dacă o să putem să facem ceva împreună. Și a ieșit spectacolul pe care o să vedeți din seara. Eu l-am văzut la Arad, la un festival și vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că e un spectacol cu un tip de magie și nu cred că se poate vorbi de o, numai de o omogenizare. Cred că v-ați simțit foarte bine în scenă unii pe ceilalți și cred că a ieșit un spectacol foarte închegat, foarte al vostru, al tuturor. Adică nu știi unde se termină actoria și unde începe animația. Nu știi. Și nici nu spui problema asta, pentru că este un spectacol punct. Un mare spectacol punct. Noi am încercat să-i spunem că noi, totușarii, avem un alt mod de a aborda rolurile decât un actor de teatru dramatic. Și că gesturile noastre în păpușă se traduc altfel, pentru că altfel nu ar ajunge la public dacă n-am comportat cu păpușa exact cum se comportă un actor dramatic cu propriul său corp. Și și-a dat seama despre ce este vorba. Bănuiesc că nu deranjează faptul că noi le facem meseria acolo și că dânsul vine cu subtilitățile specifice actorului de teatru dramatic și că s-a făcut melanjul bine.